Am primit o scrisoare anonimă prin care am fost alertați că ar exista soia modificată genetic pe raza comunei Corlăten din județul Botoșani. Am venit, am prelevat probe, au ieșit pozitive așa cum este acesta. Nu toate culturile, ci unele dintre ele, cum ar fi aceasta. Am trimis probele prelevate la un laborator certificat pentru analize de organisme modificate genetic din Viena. Ieri am primit confirmarea oficială, analiza de laborator, și am venit astăzi pentru a rezolva situația.